Avertisment de ultimă oră al medicilor. Valul de virusuri produce urmări grave pe termen lung. Mulți dintre pacienți ajung să se întoarcă în spital cu simptome mult mai grave, fie că au rămas cu o tuse severă timp de cel puțin 2 luni, fie rămân slăbiți și cu probleme grave de respirație. Astfel se întorc la spital cu forme și mai grave ale bolilor. După ce s-au luptat cu virusurile, unii ajung să facă pneumonie. Ne explică mai multe chiar acum în direct la știrile dimineții Cristina Ștefan. Mergem la Cristina. Bună dimineața! Bună dimineața, Ana, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Medicii ne-au spus că, într-adevăr, camerele de gardă și unitățile de primiri urgențe încep să fie aglomerate și cu pacienții care aparent s-au vindecat de gripă sau de COVID-19. Sunt acei bolnavi care se întorc la spital cu pneumonie severă sau cu grave probleme de respirație. Însă sunt și persoane care rămân cu o tuse severă care persistă mai multe săptămâni. Dacă ne confruntăm cu această situație, medicii spun în niciun caz să nu așteptăm ca aceste simptome să dispară de la sine. Ar trebui să venim la spital pentru investigații amănunțite. Specialiștii sunt îngrijorați și de cazurile de flurona, dar și de cazurile cu triplă infecție și ne referim aici la COVID-19, la gripă, dar și la virusul sincițial respirator. Însă sunt și foarte mulți bolnavi care se aleg cu urmări serioase după infecțiile respiratorii, gripă sau COVID-19, chiar dacă nu se confruntă cu aceste infecții simultan, spun specialiștii. Ne așteptăm, potrivit medicilor, ca aceste cazuri să crească și mai mult în perioada următoare, pentru că suntem tot mai aproape de vârful acestui sezon gripal. La sfârșitul acestei luni, potrivit Ministerului Sănătății, ne-am putea confrunta cu vârful acestui sezon gripal. Din păcate, până în acest moment, cel puțin 20 de români au murit din cauza gripei. Mulțumim foarte mult, Cristi!